În numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, amin, slăviți să fie Domnul. Mulțumim Domnului și Dumnezeului nostru, care în îngăduința și dragostea Lui ne-a facilitat să fim astăzi în locul acesta. În primul rând Lui îi se datorează și apoi și nouă celor care am ales, așa cum s-a spus, să nu stăm în patul nostru mizer, cum spune poetul, să nu stăm în lenevia noastră, să ne trezim din amorțeala acestei vieți, pentru că, într-adevăr, după o săptămână de alergare și muncă pe pământul acesta, nu-i chiar simplu să lași patul și odihna, confortul. Pentru lucrul acesta mărunt, trebuie renunțare și cu privire și la aspectul acesta cuvântului Dumnezeu zice să aducem trupurile noastre ca o jertfă sfântă, vie și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Pentru că somnul întotdeauna este vinovat și somnul cam întotdeauna înseamnă păcat. Când pentru trupul acesta găsim atâta timp, în cele 6 zile din cursul unei săptămâni, iar în ce privește ziua Domnului, ziua de sărbătoare, în care avem poruncă nu din obișnuință să fim în locul acesta, ci avem poruncă să ținem o adunare sfântă, o adunare sfântă, din oameni care s-au pregătit, din oameni sfințiți. Și nu pentru un alt scop, nu pentru ca să ne vedem fețele, dar chiar și pentru aceasta suntem aici, ci să aducem slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut El în viața noastră. El care este chezășia mântuirii noastre, El care este urzitorul unui mântuiri veșnice, El care s-a îndurat de noi, așa cum s-a amintit, încă din pântecele mamei noastre am fost puși deoparte, așa au văzut oamenii lui Dumnezeu, rob, ucenic, mărturisitor, apostol, oameni la care facem trimitere noi cei din veacul 21-lea, la acești mari oameni care ne sunt nouă lampioane, care ne sunt străjeri, care ne sunt jaloane de drumul mântuirii și n-am putea să ne orientăm sănătos astăzi în veacul acesta de străbălat și rău, dacă n-am primit țintă, în primul rând la Domnul Iisus, care prin cuvântul Său ne-a dorit tot felul de învățăminte, cele mai necesare din tot ce se poate spune unui om, pentru că capabilitatea noastră este așa de infimă, nu putem noi să cuprindem, cum spune Eclesiastul, cu mintea noastră, tot ceea ce a făcut Dumnezeu, nici tot ceea ce ne-ar putea spune Domnul, dar nu ne poate spune, pentru că nu suntem capabili să le asimilăm, să le purtăm, să le rumegăm. Acest adevăr Domnul Iisus le-a spus apostolilor, v-aș spune multe lucruri, dar nu le puteți purta. Și locul nostru în ziua aceasta este înaintea lui Dumnezeu, în adunarea lui Dumnezeu, pentru care ei suntem foarte îndatorați, pentru că ne-a mai lăsat în viață. Ne-am dus la privegherea aceasta de la neamț și 10 copilași a rămas, fratele 50 și ceva de ani, Domnul a chemat acasă. Și tot timpul mă gândeam la un aspect. Zice cuvântul lui Dumnezeu, că ce în El avem viața, mișcarea și ființa. După cum au zis și unii din băieții voștri, suntem din neam de Dumnezeu. Vedeți ce trăsături, ce coordonate are cuvântul lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Oameni luminați de Dumnezeu, care au spus așa, n-am putut gândi altfel, căci în Dumnezeu avem viața, mișcarea, ființa și cu mult mai mult de atâtea. Pentru că acestea privesc viața de acum, care oricum trecem. S-au dus cei și cu bani mulți, s-au dus și împărați, s-au dus și domnitori, s-au dus și capitani de oști, s-au dus toți și înțelepții veacului acesteia,
toți s-au dus, dar să fii din neam de Dumnezeu, să fii copilul Dumnezeu, să fie așa cum s-a citit mai înainte de către Apostolul Petru, rob și apostol, pus deoparte, pus deoparte, pentru o lucrare, pentru o împărăție, pentru o familie duhovnicească în mijlocul lumii acesteia, când Domnul a spus apostolilor săi lucruri uimitoare care ne-au rămas peste vreme, voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii, voi sunteți ca o cetate sus pe o munte care nu poate fi ascunsă. Așa este. Biserica Domnului, chiar dacă cantitativ este mai mică față de numărul imens al oamenilor de pământul acesta, dar ea străluce, ea biruie prin cei puțini, prin cei calitativi, prin cei care, așa cum zice Domnul în cuvântul Său prin gura Apostolului Pavel, pe unii i-a dat apostoli, pe alții ucenici, pe alții evangheliști, pe alții păstori, și pe fiecare Domnul a înzestrat cu un talent, cu doi, cu cinci. Și pe fiecare Domnul prin Evanghelia Sa i-a trimis cu această poruncă sfântă pe care am primit-o și noi, la o vreme potrivită din viața noastră, înainte să se deschidă o groapă. De ce stați toată ziua fără lucru? Mergeți în via mea și lucrați. Priveam la fratele scump de la Piatra Neamț și mă gândeam și la, după orice înmormântare, mă gândesc la aspectul acesta. Frații aceștia au fost mai harnici decât noi. Ei și-au terminat lucrul, altfel nu putea Domnul să ia acasă. Oameni care l-au cunoscut pe Domnul, oameni care s-au dedicat familiei, lucrării lui Dumnezeu și credinței, la care au fost chemați și rânduiți, oameni care s-au silit să trăiască pentru Domnul în viața aceasta, oameni care au sfârșit frumos, oameni care au lăsat în urma lor 10 copii, nu le-a fost teamă de împrejurări, de ce spune lumea, de ce va fi mâine, nu le-a fost teamă că nu vor avea haine sau pâine, ci au avut un singur țel să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Și desigur, dacă au fost harnici și și-au sfârșit lucrul în oborul lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a chemat acasă. Spunea un frate, și într-adevăr am rămas mișcat acolo la priveghere, că nu mai știu, Sfântul Ioan Gurgheaul sau învățătoarea bisericii spune că prin Sfinții Părinți, că cei ce sfârșesc printr-o moarte violentă sunt martiri. Și mă gândeam și a stăpânit ultimele momente cu sângele lui. Și a stăpânit ultimul ceas al vieții cu sânge. Și Domnul a chemat acasă în împrejurări, am zice noi nefaste. Dar a sfârșit-o cu lumea și cu pământul acesta. Și vedem în urma acestor plecări și acestor oameni care l-au iubit și cunoscut pe Domnul, vedem plecări ilustrative pentru noi, biblitoare, la care și nouă ni se trag semnale de alarmă, că oricât de tineri am fi și oricât de puternici am fi în viața aceasta și oricât de influență am fi, trebuie ca oameni care cunoaștem pe Domnul să avem un singur scop și un singur țel suprem al vieții, acela de a ne fi făcut părtași Duhului lui Dumnezeu, lucrării Evangheliei lui Dumnezeu, părtași fiii dumnezeiești, însoțiți și pătrunși de Duhul lui Dumnezeu, ca Domnul să ne poată învia în ziua învierii sale din pricina Duhului Său. Vedeți, cunoaștem prin Cuvântul lui Dumnezeu oameni deosebiți, așa cum am zis, la care mereu facem trimitere. Și ar fi foarte grav și foarte rău dacă n-am face trimitere la oamenii aceștia. Despre prorocul Ilie mi se spune că a fost om ca și noi, cu o fi asemănătoare cu a noastră, dar înzestrat și însoțit de o putere nemaivăzută.
Privim, dacă am început cu Genesa și sfârșim cu Apocalipsa, în Cartea lui Dumnezeu, găsim nenumărate nume frumoase la care mereu facem aluzie și trimitere, începând cu Abraham și sfârșim cu cel mai de pe urmă om al lui Dumnezeu, care și-a sfârșit frumos alergarea și lupta și slujba în ogorul și lucrarea lui Dumnezeu. Pe toți aceștia, dacă am vrea să-i numim așa, i-am putea numi străjeri, oameni cu o slujbă și cu o lucrare deosebită. De exemplu, li se spune în Cartea Vechiului Testament, în Ezechiel, fiul omului te-a pus străjer pe ziduri. Străjerul nu are o altă misiune decât atunci când vede primejdia să anunțe prin strigătul, prin sunetul de trâmbiță, poporul să se pregătească pentru ce va fi mai rău. Și mă gândeam așa, ce străjer a fost Avraam, care a avut în vedere viitorul familiei lui. Ce străjer binecuvântat a fost Moise. Ce străjer binecuvântat a fost Noe. Ce străjer a fost Daniel, Iov, Lot. Toți oamenii aceștia lui Dumnezeu, ce străjeri binecuvântați au fost, care au tras semnale de alarmă pentru epoca în care ei au trăit pe pământul acesta. Și mă gândeam, ajuns și poporul nostru în lucrarea lui Dumnezeu astea Domnului, ce străjeri binecuvântat a fost părintele Iosif, fratele Traian, toți frații noștri care au asudat, au muncit, nu s-au prețuit ei înșiși. Au făcut totul așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, fac totul pentru Evanghelie. Așa au fost însoțiți și mânați de acest Duh, de această putere, acești minunați oameni ai lui Dumnezeu, care nu i-a învins nimic. Străjeri pe ziduri. Lui Ezechiel se spune și în multe alte locuri găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă poporul va pieri din pricină că n-ai tras semnalul de alarmă, el va pieri din pricina păcatelor lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Ce străjeri binecuvântați sunt oamenii care văd prilejdea. Cât a strigat și noi în vremea vieții lui? 120 de ani s-a lucrat la corabie. Și noi amenința cu un lucru care ni s-ar părea o minciună și un fals. Oameni buni, întoarceți-vă la Domnul, pentru că Domnul va trimite o ploaie din cer. Și pământul acesta va fi prin potop de ape, cu tot ce este pe el. Ce ploi! Ce să ne spui tu? Când ei nu cunoșteau fenomenul acesta și spune cuvântul lui Dumnezeu, s-au deschis cerurile, zăgazurile pământului și ale cerurilor. Și 40 de zile și 40 de nopți a plouat în continuu. Și a ieșit apă și de sus și de jos și a înghițit pământul. Atunci s-au trezit cei mai mulți și toți. Dar după 120 de ani, priveam în cuvântul lui Dumnezeu, spune acolo că Domnul a mai așteptat încă 7 zile. Privim la îndurarea lui Dumnezeu care și astăzi așteaptă și cheamă și îmbie dragostea lui, bunătatea lui, mântuirea lui care a fost plătită cu un preț nespus de greu și de mare, la care și noi, rod, ucenici, mărturisitori, frați care am primit 2, 5, un talent, frați care am primit porunca să lucrăm în via lui Dumnezeu până la sfârșitul vieții noastre, copiii ai lui Dumnezeu care au fost chemați la viața cea nouă, așa cum s-a amintit, după ce veți fugi de stricăciunea care este în lume prin pofte. Uitați-vă la lumea aceasta. La ce oferă ea? La ce oferă vrăjmașul acesta? Priviți ce noi ani de suflete sunt înșelate, mințite, trădate, orientate în mod greșit. Pentru că scopul diavolului este ca să-i ducă pe toți în ghienă. Prin aceasta s-a aducă o ofensă și o batjocoră lui Dumnezeu. Vezi ce ai creat tu? Uite-te! Nu vor să te asculte, nu vor să te primească, nu vor să te iubească pe tine, ci dimpotrivă.
Și planul acesta al diavolului, care este îngăduit pentru o vreme de către Dumnezeu, unde îl găsim cu niște denumiri fantastice, cu niște denumiri care pentru noi sunt foarte grele, din perspectiva noastră ca oameni, scris cu majuscule în cuvântul lui Dumnezeu, fiind numit Dumnezeul veacului acestuia, Dumnezeul veacului acestuia. Și El este Dumnezeu. Din ce cauză este Dumnezeu care are foarte mulți închinători, mai mulți decât îi are Domnul pe ai Lui, uneltele sale credincioase, oameni sfințiți, așa cum pretendea Dumnezeu și în Vechiul Testament, la fel și astăzi sunt pretențiile Lui. Sfințiți-vă timp de 3 zile, vom avea o adunare de sărbătoare. Va trebui să ne înfățișăm în corpul lui Dumnezeu, însuși Domnul va coborâ cu slava Lui, cu norul Său de deasupra noastră. Citeam astăzi în cuvântul lui Dumnezeu, în 2 Cronici, rugăciunea lui Solomon la sfințirea casei pe care a zidit-o el, dar pe care a avut idee Tatăl Său David. Ce rugăciune frumoasă a făcut acolo Solomon! Doamne, dacă poporul acesta a ajuns la greu, își vor ridica mâinile și se vor ruga către Tine să-i asculți rugăciunea Ta din cer, să-i ierți păcatul. Omul acesta care ne-a pomenit și pe noi acolo și spune și străinul, dacă va veni în cetatea aceasta, la templul acesta, către casa aceasta, să-l asculți, Doamne, din cer, să-i ierți păcatul și să-i primești rugăciunea. Într-adevăr, chemarea noastră și slujirea noastră sunt profunde atunci când, într-adevăr, privim la cei de dinaintea noastră și inițiați de ei, călăuziți de Duhul și de puterea lor, prin puterea Dumnezeului nostru, dar așa cum a fost și Gehazi și Elisei, priveam la succesiunea aceasta, de ce putere a fost însoțit Ilie, apoi Elisei și în ce stare a ajuns Gehazi. Cum s-a diminuat în timp și prin vreme calitatea acestor oameni care trebuiau să fie la înălțime, pentru că Dumnezeul nostru, așa cum spune cuvântul Său, este același. E azi și în viață. Ajuns în aceste vremuri, am zis, nu putem să fim orientați în mod sănătos dacă n-am privit la acești oameni. Vorbea fratele Viorel mai înainte, mă gândeam la Apostolul Pavel, cum își încheie el, duși de ostași romani, la supliciul său, aici se tăia capul de piatră. Și slujba lui, și munca lui, și lupta lui de a propovădui Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu cu orice preț, au fost cuvintele acestea cu care s-a dus spre supliciul său: m-am luptat cu lupta cea bună, am păzit credința, mi-am isprăvit alergarea. Iată că de acum așteaptă Domnul, pe care îmi va da cununa în ziua aceea, dar nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubiți și așteptat venirea Domnului Iisus. Cu aceste cuvinte își încheie Apostolul Pavel, după ce a alergat nespus de mult pe pământul acesta, mărturisind cu timp și fără timp, cu prețul vieții lui. Dacă citim în 2 Corinteni, capitolul 11, acolo să vedem necazurile Apostolului, prin câte a trecut omul acesta lui Dumnezeu, te înfior. Eu nu țin la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, zicea el, ci fac totul pentru Evanghelie și sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste slujba credinței voastre. Eu nu țin la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă. De același Duh au fost însoțiți toți oamenii lui Dumnezeu. Privind și la cei din vremea noastră, n-au ținut la viața lor, la tinerețea lor. Copiii mei, zice, n-au avut o copilărie, spunea fratele Traian, ca alți copii. Părinții noștri s-au înmormântat nemângâiați. Așa au trăit acești oameni care
am fost în stare să dea totul, pentru că prețul și locul pe care l-a pregătit Dumnezeu acestor suflete binecuvântate care îl iubesc pe Domnul pe pământul acesta este cu mult mai scump, cu mult de mai mare preț decât tot ce oferă lumea aceasta. Dumnezeul veacului acestuia, la care cuvântul lui Dumnezeu spune și noi ne înfiorăm când citim cuvintele acestea, a început cu această veste tristă care a îngrozit pământul. Zice, bucurați-vă voi ceruri și izbucniți în cântări de veselie și voi îngerii Domnului și voi toți care îl slujiți pe Domnul, pentru că Satan a fost alungat din mijlocul vostru. Dar vai de tine pământ și mare, căci pustiitorul se coboară cuprins de o mare furie, de o mare mânie, știind că are puțină vreme și caută, răgnind ca un leu să înșele, dacă e cu putință, chiar și pe cei ce își spun copiii lui Dumnezeu, chiar și pe cei ce sunt aleși de Domnul. Dar, într-adevăr, scopul lui nu este altul decât să se lupte cu cel care postește, cu cel care se roagă, cu cel care îl iubește pe Domnul, cu cel care nu precupețește nimic în viața de acum, pentru că cu mult mai de preț este cunona cea nevestejită pe care Apostolul Pavel o vedea mergând spre moartea sa. Și despre Moise ni se spune așa de frumos. El avea ochii ațintiți la răsplătire și a fost în stare să sufere împreună cu poporul local decât să se bucure de lucrurile trecătoare de o clipă ale Egiptului, de tot ce oferea împărăția lui Faraon din acele vremuri, pentru că ochii lui îl vedeau pe Domnul, erau ațintiți la răsplătire. Ce străjeri au fost acești oameni minunați ai lui Dumnezeu! El care, Moise, zice, Doamne, eu am născut poporul acesta. Eu sunt ca o doică pentru poporul acesta, dar și pentru că era o doică a acestui popor și pentru că simțea o mare responsabilitate pentru poporul acesta, pentru că Dumnezeu nu este ca un om care să investească în ceva care poate mâine fi o nesiguranță. Dumnezeu a cunoscut cine este Moise. Și Moise a fost la un moment dat în stare să se pună chezaș pentru poporul acesta. Ca și Apostolul Pavel, de care s-a amintit. Sunt în stare să fiu despărțit de Hristos pentru cei din neamul meu, pentru rudele mele, pentru cei apropiați mie. Așa și Moise, șterge-mă mai bine pe mine din cartea vieții, dar nu nimic în poporul acesta. Ce vor spune cei din mijlocul cărora i-ai scos că ești un Dumnezeu care n-ai putut să-i duci acolo unde le-ai promis? Șterge-mă! Și Dumnezeu a rămas impresionat de această milă, de acest om, cu o gândire atât de profundă. Doamne, mai degrabă mă lipsesc de prezența Ta, decât poporul acesta să nu ajungă acolo unde i-ai spus că îl vei duce Tu. Cu toate acestea, Domnul, văzându-i caracterul lui profund de milă, de duioșie, de înțelegere profundă față de poporul acesta, Moise, nu tu ești cel care vei plăti, nu, ci cel ce a păcătuit, acela va muri. Așa cum spune și în cartea profetului Ezechiel, cel ce va păcătui, acela va plăti, acela va muri. Dar străjerul are un singur scop, un singur gând, o singură poruncă, să strige, să tragă semnale de alarmă. Așa cum și fermentul din făină, din drojdie, din frământătură, poți să torni făină oricâtă pe el, el nu știe decât un singur scop, se naște și moare. Dar prin nașterea și moartea lui face ca toată frământătura să crească, tot aluatul să dospească.
se naște și moare. Dar întreabă cuvântul lui Dumnezeu în sorbă un lucru foarte însemnat. Zice, dacă cel ce este pus pe ziduri n-ar trage și n-ar suna din trâmbița lui un sunet deslușit, cei ce sunt în cetate, de unde ar ști să se pregătească de luptă? Vedeți în lucrarea aceasta minunată a Domnului, a oastei sale, unde și noi am fost înrolați și încadrați prin voia Domnului, pe unii din nașterea noastră, pe alții din copilăria, din adolescență, pe alții la jumătate sau finele vieții. Și noi am fost, mi s-a dăruit un sunet așa de deslușit, așa de frumos, așa de simplu, ca și simplitatea acestor cuvinte pe care le găsim scrise în Cuvântul lui Dumnezeu când putem din cerul din Filip. Crede în Domnul Iisus, tu și toată casa ta și vei fi mântuit. Ce simplitate, ce simple sunt cuvintele acestea. Crede în Domnul Iisus, tu și toată casa ta și vei fi mântuit. Dragii noștri frați, vreau să citesc doar câteva versete cu care voi și încheia. Suntem într-o stare binecuvântată pe care Dumnezeu a rânduit-o ca și astăzi în locul acesta să ne împărtășim și să aducem fiecare iefa noastră sau perechea de turturele care erau darurile cele mai sărăcăcioase și mai umile ale cele mai neînsemnate și sărace familii din Israel. Suntem și noi chemați de masa împărtășirilor noastre să aducem tot ce e mai frumos pentru Domnul, pentru slava Lui, pentru slava împărăției la care am fost chemați și rânduiți de Domnul înainte de întemeierea lumii. Când se face aluzie la cuvintele acestea, le găsim scrise în Cuvântul lui Dumnezeu, înainte de întocmirea omului, înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu a știut că omul va fi neascultător, va cădea în păcat, și i-a și pregătit un mijloc de mântuire prin Domnul Iisus, prin Fiul Său preiubit. Însă, fiindcă avem același Duh, spune tot Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 4, de credință, potrivit cu ceea ce este scris, am crezut, de aceea am vorbit. Și noi credem și de aceea vorbim. Acum, în ziua de ieri sau altă ieri, mi-a venit în minte un lucru atât de frumos și însemnat. Mă gândeam la toate cărțile tatălui lui Traian, la toate cărțile lui. Hristos, mărturia mea, strângeți fărăviturile. Istoria unei jertfe. Întâi să fim numele Biruitorului. Hristos, jertfa noastră, pâinea noastră, Mântuitorul nostru, Luminătorul nostru. Toate, tot ce a scris, mă gândeam la titulatura acestor cărți. La titlurile acestor cărți. Întâi să fim. Ce inspirație dumnezeiască a avut omul acesta când a dat titlul acestor capodopere pe care noi ne impresionează, fără să le citim, numai titulatura acestor capodopere dumnezeiești lăsate pentru cunoașterea Domnului și pentru mântuirea noastră. Ce frumos se potrivește cuvântul acesta. Am crezut, de aceea am vorbit. Oamenii aceștia n-au făcut palavra geala celor 1000 de cuvinte, ci a celor 5 cuvinte chipzuite și înțelepte. Și le-au spus cu toată puterea ființei lor, pentru ei înșiși în primul rând, pentru trăinicia credinței și dragostei și păcii și răbdării prin suferință și apoi și pentru cei ce i-au ascultat și văzut și urmat în vreme. Să știm că cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi împreună cu Iisus și ne va face să ne împățișăm împreună cu voi, cu voi, zice Apostolul Pavel, fraților din Corint. Că și toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru,
pentru ca harul mare căpătat prin mulți să facă, să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. Mă opresc la cuvintele acestea pentru că avem frații în mijlocul nostru și dorim să-i ascultăm. Desigur că s-a vorbit de Apostolul Petru, de Apostolul Pavel, de acești mari trimiși ai lui Dumnezeu, mari apostoli, despre care cuvântul lui Dumnezeu ni se spune, n-au fost mulți la număr, cel mai 12, 12 care au revoluționat o lume întreagă, 12 care toți au sfârșit prin a fi omorâți cu surița, cu sabia, crucificați. Și Apostolul Petru zice un lucru care mi-a rămas scris în cuvântul lui Dumnezeu. Nu mă răstigniți pe mine ca și pe Domnul meu. Vreau să fiu răstignit cu capul în jos. Simone, va veni vremea când alții te vor încinge și te va duce unde nu voi ești. Va veni vremea aceasta. Și a venit. Ei care au fost omorâți, cum spune cuvântul lui Dumnezeu din Apocalipsa, din pricina mărturiei pe care o ținuseră, și-au ținut-o nouă vreme, ca și cei din pilda semănătorului, sămânța căzută pe stâncă, au zis acolo, au ținut numai până la o vreme, ci au ținut până la moarte. Domnul să ne ajute și pe noi, preiubiți frați și surori, ca însoțiți de lumina călăuzitoare a Evangheliei, însoțiți de puterea lui Dumnezeu, a Duhului Său Celui Sfânt, să ne ajute Domnul să sfârșim și noi și să ajungem acasă la Domnul cu frații noștri care Domnul îi cheamă, i-a chemat sau îi va chema un ceas mai curând decât pe noi, Sfântul.